Partidul Forța Drepte, înființat de fostul lider PNL Ludovic Orban ca o alternativă de centru-dreapta, a împlinit un an de viață. În ciuda tuturor obstacolelor, noua ofertă politică deschisă către toți oamenii care nu se simt reprezentați de actualele partide a reușit să atragă într-un an 12.000 de membri care au înființat organizații în peste 500 de localități. Noi, parlamentarii care am luat decizia de a construi un nou proiect politic după ce a devenit evident că PNL este la fel ca PSD, am rămas consecvenți credinței noastre în ideile, valorile și principiile liberale. Am preferat să plecăm de la putere și să trecem în opoziție pentru a putea avea libertatea de a acționa conform angajamentelor luate în fața oamenilor în decembrie 2020, a declarat Ludovic Orban cu ocazia aniversării unui an de la înființarea Partidului Forța Dreptei. Și hunedorenii au punctat evenimentul aniversar, înființând oficial organizația din localitatea Pestișu Mic. Pentru noi, pentru membrii Forța Dreptei, a fost un eveniment aniversar și ne-am bucurat că am parcurs un an și nu l-am parcurs degeaba. În tot acest timp am reușit să avem peste 12.000 de membri organizați în toate județele și în peste 500 de localități avem deja organizați. Printre cele mai noi este organizația Comunei Peștișu Mic, aici în apropiere, lângă noi, unde de la bun început am avut un nucleu de oameni care au solicitat să intre în acest partid alături de noi. Ca atare, ei s-au organizat în grupul de inițiativă de la Peștiș cu un om de afaceri, un întreprinzător din zonă, domnul Oprean Mircea, și cu domnul Hărău Florentin. Au fost, de fapt, sufletul înființării acestei organizații, iar ieri am avut, de fapt, lansarea oficială. Potrivit președintelui interimar al filialei județene Forța Dreptei, Pompiliu Crai, în perioada următoare vor mai fi lansate oficial și alte organizații comunale și orășenești.